Carmen, îți mulțumim. Toți ochii au fost pe echipa României sub 23 de ani aseară și pe Prima TV. Fie la terasă, fie confortabil pe canapeaua de acasă, suporterii au privit cu sufletul la gură meciul transmis în exclusivitate de către Prima TV și au sperat până în ultimul moment la victorie. Hai, România! La terasă în București, suporterii au fost cu ochii pe meciul naționalei olimpice, difuzat în exclusivitate de Prima TV. E foarte mare plăcere să mă uit pentru că e naționala olimpică. Suporterii au fost optimiști până la final. Eu cred într-un 3-1 România. Optimist? Nu optimist, realist. Avem valoare de 3-1. Ăștia suntem, adică lotul olimpic e foarte bun. Crezi că bate România? Da. Și acasă, fanii naționale au făcut galerie. Andone e din Galați și locuiește în Marbella, Spania, de 14 ani. Până acum a fost la toate meciurile amicale care se desfășoară pe stadionul din oraș. Ar fi vrut să meargă și la România-Mexic cu nepoatele sale, dar pentru că nu s-a putut, a dat o strigare și a adunat câțiva prieteni români să vadă meciul pe Prima TV. Hai cu golul, hai cu golul! Toți s-au pregătit, au scris Hai România pe câteva foi, iar copiii și-au legat bentițe tricolore. Acum de gol! Stil modern! A fost un meci slăbuț. Cred că ne trebuie multă atitudine, determinare și asta e cel mai important. Se putea mai bine. Data viitoare sperăm să câștige? Am petrecut timp românește, împreună, am vizionat și... Tot timpul un meci al echipei naționale e un motiv de adunare. Faptul că nu locuim în România nu schimbă originea, ca să zicem așa. Deci asta simțim. Ne adunăm doar pentru că simțim. Dacă toți au adunat pentru meci, oamenii au încins și un grătar. Meciul România-Mexic, difuzat în exclusivitate de Prima TV, s-a terminat cu victoria Mexicului la un gol diferență.